E nevoie de implicarea autorităților la poli, crede Ion Veionescu. Cel care a câștigat Cupa României și a eliminat-o pe Celtic spune despre clubul Fanion al Banatului că are nevoie de asta ca să-și recapete identitatea. Autoritățile ar fi bine să preia ștafeta, a da echipei un total caracter timișorean, a da echipei stabilitate și identitate, ceea ce lipsea până acum acestei echipe. În schimb, Ion Veionescu nu crede pentru moment în proiectul construirii unui nou stadion anunțat de Constantin Osaficiuc. Cred că facem parte dintr-o nevoie urgentă de capital moral a domnului președinte Osaficiuc. Anunțarea construirii unui nou stadion dă foarte bine la public. Președintele Consiliului Județean a anunțat săptămâna trecută că intenționează să investească peste 50 de milioane de euro în stadionul Dan Păltinișanu și într-o sală polivalentă de 10.000 de locuri.